Doamne, stați acolo. Prințesa Mica,
Oamenii frumoși și buni la suflet. Acum o să vă cânt o sârbă așa mai angrenantă, poate totuși vă gândiți și vă priviți la joc. Ia priveți-vă de mânuță!
Nu, 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 nu
plăcere. Maria.
Gata, uite, acum am intrat în discuție. Am luat anul și la aceea, am scăsat, la Doceana, la... Nu le-a fost acum. Dar nu am găsit. Dar chiar am vrut eu, am putut putut de la casă, da, mă? Bă, vreau să fac și eu, așa? Bă, zic, mă, sunt peste 3 minute, zic, mă, am găsit numărul. Sincer. Da, da, da. Eu nu, mă, nu știu să muncă câte mine, sunt mă easy. Bă, dar te-am văzut că te-am lăsat și să stai. Eu muncă nu pe asta. Că nu, am găsit cu părinții. Poate părinții roagă pe mine, am scoară. Greu, tu. Bă, ce rău, nu! Hi, hi, hi.
hai bună seara. Și paharii linchinați, hai bună seara. Hai da un bil bun jucat, hai bună seara. Și paharii linchinați, hai bună seara. Astăzi sare, sare mare, hai bună seara. Vin bun și lăutari, hai bună seara. Astăzi sare, sare mare, hai bună seara. Vin bun și lăutari, hai bună seara. Hai dar roată mai flăcă, eram tridin. Da, și la dreapta pe călcăi, eram tridin. Joacă banii pe schimbat, eram tridin. Da, și pe stângul mai departe, eram tridin. Da, hai, hai. Hai dar roată mai voinișă, cu obelii și ochii. Să fii tufii de urză și eram tridin. Da, roată, roată și răstrăi. Când jen în fii și în călcăi, pe stratul de pătrunjă, eram tridin. Da, joacă mai e bagi, uite, tot pe vârful și-n călcăi. Yeah.
Hai, dați-mi să pornim cu paharul, să și schimb. Hai, dați-mi să pornim cu paharul, să și schimb. Hai, dați-mi să pornim cu paharul, să și schimb.
oamenilor de la Său, oricum cu ei ne revedem în câteva minute. Mulțumim organizatorilor, mulțumim ferma Stâna Dacilor, unde vă așteptăm pe tot parcursul anului cu bucate alese din fermă proprie. Acum o invit pe doamna Liana Ciurlică, care este și gazda noastră, alături de domnul primar Gheorghe Baciu, să vă spună câteva cuvinte despre acest eveniment. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Sănim Moldova! Mă bucur că unii dintre dumneavoastră veniți a doua zi, ne-am întâlnit și ieri. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la invitația noastră. Vreau să vă spun bun venit, să vă doresc poftă bună, petrecere frumoasă și să vă spun așa cu sinceritate că mă bucur foarte mult că sunt cetățeni de-ai noștri prezenți astăzi aici. Atât producători cu minunatele produse, cât și vecinilor și concetățenii noștri. Vreau să mulțumesc în primul rând familiei Ciurlică și în special Lianei, reprezentanta familiei, care a pus mult suflet în acest și pune mult suflet în acest eveniment. Anul trecut ea a venit cu ideea să facem un răvășit al oilor pe modelul Bran și anul acesta sigur confirmă și sperăm an de an să fie un eveniment din ce în ce mai prietenos, mai potrivit pentru gustul dumneavoastră. Vreau să salut prezența unor oameni importanți aici, este vorba de domnul senator, domnul ministru Ilie, este vorba de primarul de Moinești, Valentin Vieru, primarul de la Dărmănești, Toma Constantin. Nu am amintit de primarul de la Târgu Ocna, pentru că pe dumneavoastră l-am invitat pe scenă și dacă ceilalți primari nu au spus că nu doresc neapărat să urce pe scenă, domnul primar de la Târgu Ocna, vă rog, apropiați-vă, pentru că noi suntem parteneri în acest eveniment. Este pentru prima dată când organizăm evenimentul în comun și ne unește, de fapt, Asociația Obște Composesorat. Este vorba de Asociația Gospodarilor, înființată de mai bine de 100 de ani, gospodarii de pe Valea Stănicului, din Târgu Ocna și din Târgu Trotuș. Și mă bucur că această asociație este suportul acestui eveniment, pentru că este o legătură foarte strânsă între gospodarii noștri din trecut și, bineînțeles, gospodarii de astăzi. Vreau să salut și ceilalți prieteni ai noștri prezenți aici și întreprinzători din Stănic Moldova. Sunt prezenți foarte mulți consilieri locali. Este prezent consilier local în frunte cu domnul viceprimar, în frunte cu doamna Gina Elena Anton, pe care o cunoașteți sigur și este alături de noi în continuare. Salut prezența instituțiilor importante din localitatea noastră și învecinate. Am avut și un domn prefect prezent aici și preacucernici părinți. Nu vreau să mă opresc aici cu aprecierile. Bine, avem și de la Consiliul de Administrație, de la firma noastră de utilități, director, este foarte important. Sigur, o să mă opresc prezentările, o să le facă Liana. Vreau să o apreciez încă o dată pe Liana pentru efortul și dedicarea ei. Să apreciez Asociația Prietenii Slănicului. Ați observat că sunt aici oameni cu tricouri, cu mesajul că iubim Slănicul, cu șorțuri, gospodinele noastre și sunt foarte bucuros pentru acest lucru. Mulțumesc atât gospodarilor de la Său, care sunt aici pe scenă, cât și celelalte formații care au activat și vă vor încânta cu cântecul, dansul și portul popular românesc. Și vreau să transmit un gând bun și altor persoane prezente aici. Nu știu dacă poate am uitat pe cineva, dar în orice caz avem din Republica Moldova, București, Iași. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și sper an de an să fim mai prietenoși și mai ospitalieri. Vorba lungă, sărăcia omului. Liana, te rog, spune câteva vorbe. Mulțumim, domnul primar. După cum am spus și dumnealui, acest eveniment
a fost susținut de Opștea Composesorat Târgu Ocna Salina, Ferma Stâna Dacilor și Primăria Slănic Moldova, împreună cu prietenii Slănicului, bineînțeles, fără de care nu puteam să facem un așa eveniment frumos. Eu așa cred și sper că v-ați simțit extraordinar alături de noi, alături de... scuzați? De formațiile noastre, de producătorii noștri care v-au preparat niște bucate extraordinar de gustoase, pastrame de oaie, buzuri, ciobănești, și sunt producătorii noștri de pe Valea Slănicului și trebuie să apreciem pentru munca lor, pentru că până și la coadă creșterea unui animal nu este atât de ușor. Noi vă mulțumim din nou și vă așteptăm la Ferma Stâna Dacilor când aveți posibilitatea, noi suntem prezenți pentru dumneavoastră. Domnul primar Șilochi, vă rog frumos câteva cuvinte. Sunt bucuros să particip alături de dumneavoastră la acest eveniment, care anul trecut, când a fost prima ediție, sigur că domnul primar a fost cu ideea și mulțumesc și dânsului și Consiliul Local Slănic, care a susținut acest eveniment. Se pare că a doua ediție este mai bine organizată, este și timpul mai frumos. Și noi dorim să continue acest eveniment mulți ani de acum încolo. Vă mulțumesc dumneavoastră că astăzi ați venit aici. Fără dumneavoastră evenimentul nu era frumos și nici important. Prezența dumneavoastră astăzi aici, din toate localitățile din împrejurim, ne face pe noi cei care... am participat la organizarea acestui eveniment, în primul rând pe domnul primar, Consiliul Local Slănic, dar în acest an, prin composesorat, am participat și cei de la Târgu Ocna, să ne organizăm mai bine și să facem un eveniment zonal. Vă mulțumesc tuturor, vă dorim poftă bună și să ne întâlnim la acest festival mulți și fericiți ani! Bună ziua tuturor! Vă salut din partea Asociației Prietenii Slănicului. Mulțumesc în primul rând domnului primar și Ilianei Ciurlică pentru oportunitatea de a fi parteneri, un sprijin ei pentru noi și noi pentru ei și în realizarea acestui eveniment. Ne bucurăm că avem ocazia cu fiecare eveniment pe care îl desfășurăm să oferim oportunități, șanse localnicilor, dar și turiștilor de a degusta din bunătățile locului și de a vizita lucruri atât de aproape de natură și cu peisaje atât de frumoase. Mulțumim foarte mult! Sunteți bineveniți în orice perioadă anului la Ferma Dacilor, unde există un program și de cazare și puteți servi masa. Liana vă poate spune mai multe, așa că sunteți bineveniți pe tot timpul anului. Vă salutăm și vă așteptăm și anii viitori în număr așa de mare. Mulțumim domnului primar Baciu Gheorghe, mulțumim domnului primar Șerban Andrei, mulțumim prietenii Slănicului și nu în ultimul rând, mulțumim Liana Ciurlică. Noi continuăm așa cum v-am promis cu gospodarii de la Său.
Bună sănătate, domnule!